make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod din Career Mode cu Mirel Rădoi. Înainte să începem, v-aș ruga foarte frumos să nu ezitați să apăsați butonul de like dacă vreți să susțineți în continuare seria noastră minunată. Ok, suntem în perioada transferurilor și vom face doar transferuri, nu vom juca niciun meci. Așa că să începem. Primul jucător pe care aș vrea să îl aduc este un jucător care mi l-ați propus voi, și anume Gabi Enache. Ca să știți, filmasem deja episodul cu transferul, dar după ce am văzut propunerile voastre, m-am gândit mai mult și am hotărât să vă iau în considerare cerințele voastre. Așa că vom încerca să luăm pe Gabi Enache. Dar oarecum, ce jucător să-i dau eu totuși lui Gabi Enache? Pentru că așa n-aș avea bani de toți. Ar fi Bugema. Începem, îi dăm pe Bugema prima dată. Asta e pentru Gabi Enache. Ce jucător ați mai propus voi? Dacă nu, și el, Budescu. Budescu, îmi cer scuze, dar va fi foarte greu să-l luăm. Știm cu toții cât de mult costă în FIFA. Vedem, cota lui deja pornește de la 2 milioane jumate și este urmărit de foarte multe echipe. Îi vom da 2 milioane de început lui Constantin Budescu. Ok, Astra mai cere 1.975.000 de euro pentru Gabi Enache. Vom da 400.000 de euro plus Bugema, așa cum am spus. Astra nu acceptă oferta pentru Budescu. Ok, Budescu doar 2 milioane, totuși în FIFA e mare lucru. Budescu, ce să-i dau eu pe Budescu totuși? Nu l-aș da nici pe echip 15 pe ăștia. Habar n-am ce să-i dau Astrei pe Budescu, pe bune. S-ar putea să-i mai măresc prețul, da? 2.500.000 pentru Budescu. Vedem cât cer între 4.900.000 și 7 milioane, dar de unde? E bine, iată! Konyaspor acceptă ofertă de 2 milioane de euro pentru Ciprian Marica, atacantul nostru care prezent este la echipa noastră și va veni așadar să joace titular, vă dați seama, în primul nostru 11 în atac. Nu a acceptat oferta, dar eu vă mai mări, el a cerut 30 de milioane, 15 mii cât avea acolo la Konya. 600.000 de euro și pentru Enache plus Bugema, Ciprian Marica așadar, îi dăm 22.000 de ani și crucial lui Ciprian Marica. Scuzați-mă dacă nu să pot să vorbesc atât de mult. Sunt cam răcit acum și credeți-mă că îmi vine mult să tușesc. Ok, Budescu. Dacă l-aș da eu pe Lukin și 3 milioane jumate pentru Budescu, oricum nu aș mai avea bani pentru alți jucători. S-ar putea, deci, adică nu o să pot să-l iau pe Budescu, din păcate. O să fac însă un lucru. O să pun pe transfer, o să-l pun ghiciți pe cine, pe Aganovic, care a fost o dezamăgire, și îl voi mai pune eu pe Gherme, nu, pe Toșca vreau să-l mai pun pe transfer, pe Tade nu îl pun pentru că a dat multe goluri. Unde este ăla, Iancu, era Iancu pe aici. Dar de ce oare nu-l văd pe Iancu? Am chiorit de tot. Doamne, mi-ai luat ochii, doamne. Iancu. O să-l pun și pe el pe transfer. Cred că îmi voi lua peste 1.500.000 chiar pe Gabi Iancu. Ok, înaintăm puțin să vedem ce se mai întâmplă. Ofertă de transfer pentru Alin Toșca. Foarte bine, cerem 1.950.000 de euro celor de la SC Bastia. Marica acceptă așadar 25.000 de euro pe săptămână și vine la noi. Iată, primul nostru transfer din perioada de iarnă, așa cum a făcut și Steaua chiar în aceeași perioadă. L-a luat pe Ciprian Marica și vă dați seama, va intra titular. Dar fiți atenți ce voi face. Voi face așa, Tade în stânga și Marica în centru. De ce? Pentru că da, Tade poate juca în stânga, dar văd aici că și Marica poate, nu joacă pe dreapta, Marica mai poate juca, dar oricum nu are viteza lui Tade, uitați-vă, are 84 la speed și 86 la acceleration, deci este foarte bun Gregory Tade. Iată, avem meci cu Ciarlăul Piatra Neamț pe teren propriu, îl vom simula. Oare ce vom face? Să vedem imediat. Giuguiești cu Lukin, fundașii noștri centrali, băgați de antrenorul ăsta. Se accentează Gherme, dar oare cât? Marchează Marica, intrat de pe bancă, iată la debutul său. Ciprian Marica reușește să marcheze. Sunt chiar mulțumit, vedeți, a reușit să marcheze Marica.
și ofertă de 1.300.000 pentru Gabi Iancu de la Werder Bremen. Mi-au dat prima oară 700.000, eu am cerut 1.500.000 și mi-au dat 1.300.000, așa că o accept. 8 zile doar lipsește Ierme. Din nou, ar că am trebuit să mă opresc din vorbit, credeți-mă, dar o să încerc. Sunt super, super răcit. A dat o boală grea peste mine. Ofertă de 400.000 de euro pentru Aganovic. Noi am dat 525.000, le cerem 600.000 de euro celor de la AZ Alkmaar din Olanda. Da, din Olanda, cred că este AZ Alkmaar. Da, din Olanda este sigur. Alin Toșca, din ofertă de această dată de la Stuttgart, bun, cer 1.300.000. Ce n-ar da Toșca în realitate să se joace la Stuttgart? E o echipă totuși chiar cu nume din campionatul Germaniei. AZ acceptă oferta 600.000 de euro pentru Aganovic, să plătească atât pentru Aganovic. Pleacă Iancu, să vedem acum ce oferte mai dă lui Gabi Enache. Cred că o să fac în felul următor, îl voi da pe Al Senat și 200.000 de euro pentru Enache. Iată, avem acum un alt meci de această dată cu Viitorul din Constanța. Simulăm pe acesta tot cu Delegate, deoarece era accidentat Ghierme. Iar Toșca la ultimul său meci se pare la Steaua, pentru că sigur îl vor lua cei de la Stuttgart. Și iată că marchează la ultimul său meci la Steaua. Cât de frumos! Toșca și Marquinhos sunt cei care marchează pentru o victorie cu 2-0 împotriva celor de la Viitorul Voluntari. Câștigăm două meciuri, e foarte bine asta, și urcăm pe locul 3 în clasament. Mai bine nici că se putea. 1.500.000 se pare că vor de această dată pentru Al Senat, pentru Enache cei de la Astra. I-am dat de această dată pe Al Senat celor de la Astra pentru Enache. Iar Budescu, iar Astra nu avea pentru Budescu 3.500.000 plus Bugema. Avem 4.300.000 plus Bugema. Ultima ofertă pe care le putem da Astralilor, altceva nu am ce să le mai fac, credeți-mă. A plecat și Toșca. Enache acum vor 1.400.000, am mai scăzut prețul, ne dăm 700.000 de euro plus Jean Sonia Al Senat, un jucător care a jucat excelent la noi, dar l-ați văzut, dar la cererea voastră o să încerc să le iau pe Enache. Pe Budescu n-am cum să le iau, n-am ce să-i fac, din păcate e prea scump pentru noi Budescu. Asta este, am luat totuși pe Marica, știu că ați vrut un alt atacant, așa că Marica mi s-a părut o idee foarte bună, de ce nu. Din nou, acum vor tot 1.500.000 Astralii, le dăm 900.000 plus Al Senat. Și meci cu Dinamo, pe teren propriu, derby de România, dar cu Dinamo, iată, pe locul 10. Dinamo pe 10, ce caut aici Dinamo? Tocmai pe locul 10, iar noi la 7 locuri în fața sa. Să simulăm, vă dat din nou Delegate. Așa. Wow, Dinamo pe locul 10, m-a cam uimit asta, dar iată, are 3 victorii consecutive. Cred eu că ne vom impune, nu? Iată, facem egal cu Dinamo. Marchio și minutul 10 și Marc sunt cei care au marcat. A luat și Lazar de la ei roșu. Mă rog, Astra acceptă 900.000 de euro plus Al Senat pentru Gabi Enache. Vreau să le iau pe 4 ani și crucial va fi la noi Gabriel Enache. Îl vom pune tot fundaș dreapta pe acest jucător care a mai jucat la Mioveni și a făcut-o foarte bine. Da, acceptă imediat Enache, ce pot să spun. Oferta noastră. Să știți că sunt șanse foarte mari ca la echipa noastră să ajungă, ghiciți cine poate să ajungă la echipa noastră decât de să știți că sunt șanse foarte mari să ajungă Budescu la echipa noastră. Chiar sunt șanse foarte mari. Ok, Enache pe dreapta, da, Giucuie, Vâlceanu, Bugema. Cred că va ajunge Budescu la noi. Iată, dăm tot ce mai avem pentru Budescu. Ei cer 7.000.000 de euro. Noi le-am mai dat 250 de euro. Poate cine știe vor accepta. Nu, vor 7.000.000. Nu vor niciun chip să dea pe Budescu. Poate dacă l-am vide pe Chipciu să luăm pe Budescu. Nu știu, nu ar fi neapărat rea ideea asta. Le vom cere 8.500.000 celor de la Rens. Iar dacă îl vom da pe Chipciu pe suma asta, poate îl vom lua pe Budescu, adică sigur îl vom lua pentru că îi trebuie înlocuitor. Nu vor, le cerem 9.000.000. Ok, să vedem dacă mai putem face ceva, dar mai este foarte puțin timp. Iată, 8 ore rămase din perioada de transferuri. Asta se alege cu Arsenal și 900.000 de euro.
Ofertă de 7 milioane pe Kipciu și dacă dăm 7 milioane pe Budescu, deci nu are rost. Pentru că la noi Alex Kipciu joacă fotbal și nu văd rostul să-l dăm pe 7 milioane de euro, chiar dacă în realitate Steaua ar da orice să-l ia pe Kipciu pe suma asta. Ei bine, dragi prieteni, acestea au fost transferurile noastre. Eu sper că v-au plăcut, am încercat pe cât posibil să vă îndeplinesc cerințele, criteriile voastre. Nu știu dacă am reușit, dacă nu am reușit. Eu mi-am dat toată silința, din păcate n-am putut să le iau pe Budescu, dar am luat niște jucători buni care cred eu că ne vor ajuta. L-am luat pe Enache de la Astra, pe Ciprian Marica, cel mai mare transfer făcut de noi. Iată, două meciuri, un gol deja, Ciprian Marica. Mi se pare un transfer reușit deja, acest jucător. Ce pot să mai spun decât că acesta a fost episodul nostru de astăzi, doar transferuri. Eu sper că v-a plăcut. Gigi Becali a băgat din nou mâna în portofel pentru finul său Mirel Rădoi. Deci ce putem să spunem decât că el nu se bagă decât cu mâna în portofel, nu se bagă peste Rădoi, au fost deciziile noastre și cred că ne vor fi de folos. De când e Mirel, am mare încredere în el și nu prea mă bag. Vedem însă că episodul următor vom avea meci cu Pandurii Târgu Jiu, echipa de pe primul loc, care este la o diferență foarte mare de puncte de noi, cam 13 puncte diferență între noi și cei de la Pandurii Târgu Jiu, așa că trebuie neapărat să reducem cumva această diferență și să încercăm să ne luptăm din toate puterile pentru titlu. Știm că plecăm cu a treia șansă la titlu, vedem că și Astra are cam tot atâtea puncte în fața noastră, deci trebuie să ne dăm toată silința și să nu mai pierdem puncte. Sperăm că aceste transferuri ale noastre să fie cele mai inspirate posibile, să dea cele mai bune, să dea cel mai bun randament. Acestea fiind spuse, am încheiat acest episod aici. Vă las cu bine și sayonara!